Măsara sunt Radeș Căbeanu, bine ați venit la Jurnalul de Agricultură, singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Iată care sunt principalele știri. În 2015, în România, se cultivă soia cu 15.000 de hectare mai mult față de anul trecut, ajungând acum la 90.000 de hectare. Motivul este simplu. Ne aflăm în primul an în care s-a introdus sprijinul cuplat de 325 de euro pentru fermierii care cultivă această cultură, sumă la care se adaugă și plata pe suprafață. Din 2016 vor încasa sprijin cuplat doar fermierii care folosesc sămânță românească. Culturile de soia din țara noastră se întindeau anul trecut pe 75.000 de hectare. Ministrul Agriculturii a afirmat că în 2015 fermierii români au cultivat soia pe o suprafață de 90.000 de hectare. Din câte știu, dacă vor fi suprafețe mai mari decât am estimat, din câte știu, suprafața estimată de noi este mai mare decât cele 90.000 de hectare cât avem cultivate în momentul de față. Mi-aș dori să crească și ne ocupăm după aceea să redistribuim eventual din altă parte, astfel încât să facem față. Pentru că este un lucru foarte important. Pe de o parte, să vorbim de soia modificată, nevoia de proteină pe care o avem în zona de zootehnie, să vorbim de soia nemodificată genetic și după aceea, sigur, în viitor, dacă nu vom face față, să vorbim și de soia modificată genetic. Din 2016, fermierii noștri vor primi sprijinul cuplat doar dacă folosesc sămânță românească. Pentru că nu a existat anul acesta sămânță românească și era o întrebare ceva mai devreme, există o derogare până în anul 2016. Din anul 2016, toți cei care vor să beneficieze de sprijinul cuplat, stimulativ, 325 de euro peste cei 150-60 cât vor fi anul acesta, sigur că vor trebui să aibă sămânță certificată și sămânță românească. Potrivit fostului ministru al Agriculturii Valeriu Tabără, România ar putea produce anual 2 milioane de tone de soia, dar suntem obligați să importăm anual 500.000 de tone de soia din Brazilia, Statele Unite ale Americii, Argentina, unde se produce numai soia obținută prin biotehnologie. Uniunea Europeană importă aproape 40 de milioane de tone, din care peste 90% este soia modificată genetic. Exceptând câmpia padului, mici porțiuni irigate din Spania sau Franța, România este singura țară din Europa care are condițiile necesare pentru a produce soia industrială. 300 de euro pe cap de animal, atât primește ca subvenție un crescător de vaci de carne din rasă pură. Ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană ar urma să crească la 378 de euro până în 2020. Mai mult, în acest an, subvenția pentru taurine din rasă de carne se acordă tuturor crescătorilor, nu doar celor din zonele defavorizate. Pentru rasele de vaci metis, încrucișări între rase mixte și rase de carne, subvenția este de 150 de euro pe animal. Președintele Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România, Dumitru Grigorean, a declarat pentru site-ul Monitorului de Suceava că subvenția de 300 de euro pe cap de animal pentru vacile de carne din rase pure ar trebui să stimuleze foarte mult crescătorii de bovine care se gândesc să treacă de la vacile de lapte, care le aduc din ce în ce mai puțin profit, la vacile din rasă de carne. Grigorean nu a ascuns că sunt încă multe neajunsuri în acest sector. Marea problemă este valorificarea cărnii. Până în 2014 am vândut destul de bine pe piața externă, cu 3,2 euro kilogramul de carne în viu. Din cauza bolii limbii albastre și a embargoului s-a ajuns la un preț de 2,5 euro kilogramul de carne. Totodată, Dumitru Grigorean spune că la abatoarele românești prețul s-a prăbușit cu 40%, iar carnea de calitate superioară de la o bovină de rasă nu are un preț pe măsură. Ideal ar fi și asta încercăm să facem, ca prin asociație să deschidem magazine proprii, să vindem această carne de calitate superioară direct, fără intermediari. Aceasta ar fi cea mai bună soluție, atât pentru noi, cât și pentru consumatorul interesat de o carne de calitate. Marele avantaj al taurinelor din rase de carne este legat de randamentul foarte bun de creștere și de faptul că îngrijirea acestora necesită costuri mai mici decât în cazul vacilor de lapte. O problemă pentru mulți crescători care ar vrea să se reprofileze este că vacile din rase de carne sunt scumpe. O junincă gestantă se achiziționează cu 2.200-2.300 de euro, a exemplificat Dumitru Grigorean. Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România, cu sediul central la Suceava, are înregistrați în județ 67 de membri, care cresc peste 750 de bovine, 610 din rasă pură de carne și 151 rase metis. Deși numărul de crescători de taurine de carne este în creștere, aceștia sunt încă puțini. 10 iulie a fost ultima zi în care fermierii au putut depune cererile unice pe suprafață. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Suceava este județul fruntaș la numărul de cereri cu peste 50.500, fiind urmat de județele Dol și Bihor. Peste 940.000 de cereri au fost înregistrate la nivelul întregii țări pentru o suprafață de 9,5 milioane de hectare.
APIA a înregistrat 942.889 de cereri unice, prin care s-a solicitat la plată o suprafață de 9,53 de milioane de hectare. Cele mai multe cereri au fost depuse în județele Suceava, 50.537 de cereri, fiind urmat de Dolj cu 42.385 și Bihor cu aproape 39.400 de cereri. Și în județele Bistrița, Năsăuș și Maramureș, fermierii au depus peste 37.000 de cereri unice de plată. În schimb, cele mai mari suprafețe solicitate de la plată se regăsesc în județele Timiș, aproape 526.000 de hectare, Constanța 487.262 de hectare și Teleorman aproximativ 419.000 de hectare. Doljul este singurul județ care a mai înregistrat cereri pentru suprafețe de peste 400.000 de hectare. Există și o parte pozitivă a acestei diferențe de aproape 300.000 de hectare a suprafeței solicitate față de anul 2014. Fermierii ar putea să primească o subvenție mai mare în acest an. Nu poate avea decât un efect pozitiv dacă ne gândim la faptul că suma aferentă subvenției anul ăsta e o sumă fixă care se împarte la numărul de hectare declarate. După mine, cred că diferența aia va fi, în plus pe suprafață, pentru că sunt totuși 300.000 de hectare, ceea ce e o suprafață destul de însemnată. Sprijinul financiar este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Caravana PNDR 2020 își continuă drumul și va poposti în următoarele județe, în următoarele zile, în județul Bihor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii, printre care și Daniel Constantin, vor efectua 5 vizite de lucru la beneficiarii proiectelor finanțate în perioada 2007-2013. Până acum, caravana a poposit în județele Arad, Timiș și Satu Mare. O nouă săptămână, noi vizite ale caravanei PNDR 2020 în teritoriu. În vederea promovării rețelei naționale de dezvoltare rurală și înregistrării de noi membri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, va însoți mâine și poimâine caravana în județul Bihor. Săptămâna trecută am mers în județul Arad, după aceea în județul Timiș, după aceea în județul Satu Mare. Am stat câte două zile în fiecare județ. Săptămâna aceasta voi fi la Bihor și voi continua săptămâna viitoare, pentru că e important să luăm contactul cu fermierii și cu autoritățile publice locale chiar la nivel de comună. Intrând în contact direct cu fermierii din vestul țării, oficialului au fost aduse la cunoștință principalele probleme cu care se confruntă agricultorii români. Majoritatea, să știți că s-au plâns vis-a-vis de prețul laptelui. Că există această problemă legată de preț și nu vreau să o ascund. Sigur că este o diferență foarte mare între prețul plătit către cei care sunt producători individual și cei care sunt constituiți în cooperative. De aceea sau grupuri de producători. De aceea îi sfătuiesc pe toți și merg peste tot și am și vorbit de facilități fiscale pe care le vom acorda în perioada imediat următoare. Pentru cei care se constituie în grupuri sau sunt constituiți în grupuri de producători sau cooperative. Avantajele, dincolo de forma de organizare și un preț mai bun, trebuie să fie stimulative, de fapt trebuie să avem stimulente de acum, după ce am încercat să convingem foarte mulți ani, să avem stimulente pentru cei care se constituie în astfel de organizații. Cum am spus eu, să trecem la nivelul următor de organizare în agricultură. Prin intermediul caravanei PNDR 2020 se creează oportunitatea unui dialog direct cu beneficiarii fondurilor europene și cu oficialitățile, cu scopul de a înțelege corect și concret mecanismul de accesare al fondurilor europene. Valoarea mărfurilor alimentare disponibile pe piață a crescut până la 11,5 miliarde de euro în primele 6 luni din acest an. În plus, prețurile la mărfurile alimentare au scăzut în medie cu 8% de la momentul aplicării reducerii TVA de la 24 la 9%. Este anunțul pe care l-a făcut ministrul Agriculturii Daniel Constantin. Din ce în ce mai multe produse pe piața din țara noastră. Potrivit unui studiu efectuat de Institutul Național de Statistică, valoarea mărfurilor alimentare disponibile pe piață a crescut până la 11,5 miliarde euro în primele 6 luni din 2015. În urma aplicării reducerii TVA de la 24 la 9%, prețurile au scăzut în medie cu 8,2% la mărfurile alimentare. Dacă ne referim la o comparație făcută între luna iunie 2015 și luna mai 2015, de asemenea, comparativ cu luna iunie din anul 2014, prețurile au scăzut cu 6,4%. Este un semnal, cred eu, extrem de important, care s-a dat. Mai mult decât atât, valoarea mărfurilor alimentare în primele 6 luni din anul 2015 a crescut, disponibile pe piață a crescut în acest an față de anul trecut la 11,5 miliarde
de euro față de 10 miliarde de euro în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit oficialului, aceste cifre sunt extrem de importante și certifică faptul că reducerea prețurilor la alimente a fost benefică. Dincolo de scăderea prețurilor, cred eu că ne-am atins un obiectiv pe care, sau suntem pe cale de a ne atinge un obiectiv pe care l-am urmărit, și anume de a relansa consumul, de a scoate la suprafață o anumită zonă, cum o numiți dumneavoastră, zona gri a economiei, astfel încât să putem să creăm principii de competitivitate corecte în economia românească, mai ales în sectorul agricol. Reducerea TVA la 9% la toate produsele alimentare, la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică, așadar la toate alimentele, a intrat în vigoare de la 1 iunie 2015. Se limitează viteza embarcațiunilor în delta Dunării, a anunțat ministrul mediului Graciela Gavrilescu. Provocarea României este de a găsi un echilibru între activitățile de agricultură, vânătoare și turism, pentru a păstra biodiversitatea în acest loc fără echivalent în Europa, așa cum a precizat ministrul. Cu delta Dunării, România rămâne una dintre țările cu cea mai importantă biodiversitate din Europa. Săptămâna trecută, Ministerul Mediului a promovat în ședința de guvern o hotărâre prin care se instituie noi reguli de circulație și supraveghere a navelor și embarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare ale deltei Dunării. Este un act la care s-a lucrat intens, a declarat ministrul mediului. Măsura are rolul de a conserva ecosistemul și de a întări capacitatea de control a oricărei embarcațiuni din această zonă. Era un lucru extrem de important pentru că protecția mediului înseamnă implicit să protejăm speciile pe care le avem în delta Dunării, o zonă extrem de importantă nu pentru România, ci pentru că este unicat și în Europa. Este pentru noi un punct câștigat și în felul acesta ne și aliniem într-adevăr tuturor directivele europene, dar în același timp protejăm speciile din delta Dunării. Iar persoanele care au astfel de embarcațiuni trebuie la fel ca și pe șoselele patriei să fie și ele puse totuși pe același aliniament. În ceea ce privește gestionarea apei, activitățile de management al inundațiilor implică politici pe termen scurt, mediu și lung, pentru a proteja mediul, dar și pentru a apăra viața populației, așa cum arată și raportul SOER 2015 al Agenției Europene de Mediu. România trebuie să facă față schimbărilor climatice, a declarat Graciela Gavrilescu. Investițiile verzi inteligente, schimbarea sistemelor de producție și consum reprezintă soluții în acest sens, măsuri europene care ar trebui implementate cât mai curând și în România. Piața globală a brânzei se află în continuă creștere. Este concluzia celui mai recent studiu de piață internațional din acest domeniu. Potrivit raportului, valoarea globală a brânzei a fost anul trecut de 216 miliarde de dolari și este așteptat ca în următorii 5 ani vânzările să crească cu mai bine de 20 de miliarde de dolari. Potrivit unui studiu de piață realizat de Canadian, valoarea globală a vânzărilor brânzei a fost de 216,3 miliarde de dolari în 2014 și este de așteptat ca vânzările la brânză să ajungă la 237,2 miliarde de dolari în 2019. În ciuda acestei prognoze foarte încurajatoare, cercetarea a constatat că piața brânzei este foarte fragmentată. Așa se explică faptul că primele 5 branduri, Kraft, Philadelphia, President, Sargento și Galbani, dețin împreună mai puțin de 10% din cota de piață. Populația în creștere în țări precum Brazilia, China și India, dar și creșterea venitului disponibil al acesteia dovedesc că majoritatea consumatorilor cheltuiesc mai mulți bani pe alimentele prelucrate, inclusiv brânză. Alimentele occidentale, cum ar fi pizza, pastele și sandvișurile, au devenit produse foarte populare pentru multe piețe emergente în ultimii ani. În plus, analistul de la Canadian susține și faptul că hipermarketurile și supermarketurile sunt în topul vânzărilor la brânzeturi, deoarece acestea oferă o gamă largă de brânzeturi, inclusiv branduri multiple, private label, dar și produse de specialitate. Cel mai mare producător de lactate din lume se află într-o situație extrem de dificilă. India, căci despre este vorba, nu poate exporta produse lactate în Rusia și asta din cauza condițiilor rigide ale autorităților de la Moscova. Una dintre cerințele dure impuse Indiei este ca toate companiile interesate să exporte lapte să aibă cel puțin 1000 de animale de muls.
Deși este cel mai mare producător mondial de lactate, India nu poate exporta produse lactate în Rusia din cauza condițiilor rigide stabilite de acest stat. O primă condiție catastrofală pentru India este aceea că toate companiile interesate trebuie să aibă cel puțin 1000 de animale de muls. Acest lucru înseamnă că acei comercianți și procesatori de derivate din lapte, cum ar fi brânza, nu vor mai putea să acceseze piețele rusești, așa cum s-a permis la începutul acestui an. Nu se mai pot face exporturi către Rusia pentru că acum autoritățile au impus condiții mult mai rigide. Printre altele, exportatorii interesați trebuie să aibă cel puțin 1000 de animale de muls. Majoritatea producătorilor de lapte din India funcționează după un model de cooperative în care animalele sunt deținute de agricultori și fabricile de cooperare procesează laptele achiziționat. În conformitate cu cadrul existent rus, prin urmare, astfel de fabrici cooperative nu se potrivesc proiectului de lege, deoarece nu dețin direct animalele alăptătoare. De fapt, brandul Amul a inițiat deja dialoguri cu o mână de cumpărători ruși pentru exportul de derivate din lapte, dar acestea au fost deraiate din cauza condițiilor imposibile. Rusia a permis accesul la piețele sale pentru exportatorii indieni în luna ianuarie 2015, după ce premierul țării Vladimir Putin a fost în vizită și a anunțat că vor fi întărite legăturile comerciale dintre cele două țări. India este cel mai mare producător și consumator de lapte la nivel global. Sectorul produselor lactate din această țară este în creștere cu 12% de la an la an. Mergem acum spre discuția din platou. În această seară vorbim despre proiectele POSDRU, cele care se află în derurale în acest moment. În platoul Jurnalului de Agricultură îi avem invitați pe domnul Sorin Brancioc, manager de proiect. Bună seara, bine ați venit. Pe doamna Monica Dumitra, reprezentantul și pe partea de comunicare a proiectului POSDRU. Bună seara, bine ați venit. Și de asemenea colegul meu, Alexandru Andronache, realizatorul emisiunii AgroCapital. Salut, Alex, bine ai venit. Domnilor, un proiect despre care am mai vorbit cu ceva vreme în urmă, un proiect pentru calificarea și recalificarea forței de muncă feminine, se adresează acestui segment de populație. Un proiect despre care am mai văzut anumite aspecte. Spuneți-mi, știu că se încheie pe 5 noiembrie, deci foarte puțin mai avem din cele 18 luni, dacă ține bine minte, pe durata căruia se derulă acest proiect. În ce stadiu vă aflați acum de dezvoltare al proiectului și cum decurg lucrurile? Da, dat fiind faptul că suntem deja în iulie și mai avem puțin până în 5 noiembrie, deci suntem pe ultima 100 de metri cu acest proiect. De curând, la începutul lunii, am lansat ultimele cursuri de calificare și carierele se vor încheia prin octombrie. Și, în general, proiectul până la ora actuală a decurs conform așteptărilor noastre. Au fost atinși obiectivele, indicatorii din proiect pe care i-am propus. Ați avut și un control de acestea sau în urmă cu foarte puțin timp despre da, ce a fost vorba? Da, pentru că în general proiectele nu se pot închide dacă nu sunt verificate. Deci trebuie să existe o verificare, se face o vizită de monitorizare din partea autorităților care de management sau a organismelor intermediare care răspund de proiectele noastre. A fost o vizită de monitorizare, lucrurile normal au fost ok, pentru că, așa cum am mai spus și dățile trecute, noi am făcut treaba serioasă și nu au avut alte scopuri decât cele care ni le-am propus prin obiectivele. Deci înțeleg că ne aflăm, sau s-a deschis deja ultima serie de cursuri, nu? Da, da. Deci da, ultimii doritori s-au putut, da, pentru acest proiect s-au putut înscrie când? Când a fost deadline-ul? S-au înscris în urmă cu două săptămâni, vă pot spune mai multe detalii. Cursurile pe care le avem, cel puțin cele de calificare, recalificare, durează undeva între 3 luni și 9 luni. Având în vedere că proiectul nostru se finalizează pe 5 noiembrie, vă dați seama că puțin mai devreme trebuie să finalizăm și cursurile pentru a putea să le mânăm diplomele, ce durează undeva la o lună până sunt livrate efectiv de ANC. Mm-hmm. Cum spuneam în emisiunile trecute, pe lângă faptul că primesc o diplomă de participare din partea proiectul dintre asociații, primesc și diplomă de certificat de calificare, de fapt, de la ANC. Și așa cum ziceam, acum două săptămâni cred că s-au deschis ultimele cursuri. Pentru 3 luni. Da, sunt cele de nivel 1 de calificare. Lucrător în comerț am deschis ultima dată, cameristă și
dacă nu mă înșel, lucrătorii în igiena și estetica corpului omenesc. Și câte persoane s-au înscris la aceste cursuri? Cele de estetică avem o grupă de 28, o semigrupă de 14 persoane, deci nu putem oricum să avem mai puțin de 14 persoane pentru o semigrupă și maximum de 28 pentru o grupă și celelalte de 25-28. Deci se pune accent mai mult pe estetică, pe înfrumusețarea corpului în această perioadă? Aceasta a fost cerința, nu a fost ceva impus de noi. Noi am avut, cum spuneam în trecut, responsabili grup țintă care merg și fac informarea referitoare la proiect și în urma acestei informări se completează și un chestionar unde sunt efectiv întrebate persoanele doritoare ce curs ar dori să urmeze și încercăm să ne pliem pe dorințele și aptitudinile pe care le au. Bun, dar practic persoanele când vin și se înscriu, da. Urmează acei pași inițiali. Da. Ce te fac ei de când încep cursul respectiv? Sunt și părțitori ce ești părți practici, adică fac automat, pur și simplu și... Da. Au undeva la 300, pe nivelul 1 de calificare mă refer, 360 de ore, ce sunt împărțite în 120 de ore de teorie și restul de practică. Au lectori, atât pe partea de teorie cât și pe partea de practică, susțin teste pentru partea teoretică și pentru partea practică, iar la final, la fel, examenul se bazează pe ambele părți, nu dau doar din partea teoretică sau doar din partea practică. Domnule Brancioc, ce înseamnă, pentru că sunteți un manager de proiect și în acest moment, cel puțin, sună foarte bine ca și titulatură, multă lume își dorește să fie manager pentru că nu, de-aia și avem o problemă cu forța de muncă mai puțin calificată sau pentru cu cerințe de studii medii. Cu ce vă ocupați, cu ce se ocupă precis un manager de proiect pe Pozdro? Un manager de proiect pe Pozdro și de fapt pe orice tip de proiect, când vorbim de fonduri europene, se ocupă pur și simplu de managementul financiar și administrativ al proiectului respectiv. Practic, o sarcina lui principală este coordonarea de a duce, coordonarea întregii activități de ansamblu, de a duce la bun sfârșit un proiect. Rolul lui acesta este și succesul unui manager de proiect se vede în derularea acelui proiect, dacă s-a derulat exact cum ne-am propus și dacă s-au atins obiectivele și asta. Bineînțeles că un manager de proiect nu poate să facă munca singur și nici nu are cum, pentru că sunt foarte multe problematice și multe spețe care el are nevoie de o echipă de experți, chiar așa se numesc, experți care sunt pe teme lung, unii sunt angajați pe toată perioada proiectului, alții pe perioade mai scurte. Ce ca și număr, câți oameni ați avut în coordonare? În coordonare, pentru că acest proiect este scris, făcut în parteneriat cu încă 3 firme, coordonarea directă este pe partea solicitantului, adică Asociației Dora Distre. Avem o echipă de 13-14 oameni cu mici fluctuații în funcție de așa. Restul partenerii au și ei fiecare câte 10-15 oameni, pentru că este într-adevăr o muncă decisiv și chiar trebuie. Per total, așa stăteam și analizam, la un moment dat, unul din beneficiile unui astfel de proiect este crearea de locuri de muncă, într-adevăr, pe o perioadă determinată. Pe o perioadă determinată, da. Dar am ajuns, de exemplu, pe lectori avem 100 de lectori. Deci pe această perioadă, mă rog, pe 3 luni, pe 6 luni, depinde de asta, am creat 100 de locuri de muncă pentru lectori. Plus echipa de management și de implementare, care și acolo se ridică undeva la 50. Ca și nivel de studii și de experiență, care sunt cerințele pentru un astfel de post? Pentru de manager de proiect, clar, studii superioare și trebuie să aibă și o diplomă de manager de proiect, de acreditare de manager de proiect. Acreditarea se face de către cine? Sunt firmele acelea specializate de formare profesională continuă. Uh-huh. Ele fac acreditarea, bineînțeles, la rândul lor sunt acreditate de Ministerul Muncii și Educației. Dar poți fi manager de proiect de la primul proiect pe care
tu-l implementezi sau tu lucrezi în el sau ai nevoie de o experiență să fie o altă funcție? Depinde foarte mult de proiecte. Pe acest proiect, fiind un proiect strategic care durează și pe 18 luni și e și ca valoare, este destul de mare și complex. Și ca din punct de vedere al structurii grupului țintă. Deci avem 1120 de femei care trebuie să recalificăm, recalificăm și așa mai departe. Deci eu, deși numărul poate pare mic, dar este, vă spun că este mare, așa, trebuie și experiență. Deci trebuie experiență de management în special și experiență de management pe proiecte. Adică trebuie persoana care ocupă un astfel de post trebuie să aibă cunoștință de ceea ce face acolo. Adică un anumit număr de proiecte implementate sau ce ar însemna această experiență de management? Nu, experiența profesională în an. Condiția la noi, proiectul a fost de 3 ani, minim 3 ani de experiență în proiecte, management de proiecte. Management de proiecte. Plus experiența profesională de management, că eu sunt și absolvent de facultății de management, uh-huh. Pe de altă parte sunt și expert contabil și audit, deci stăpânesc bine și situațiile financiare, ca să zic. Asta vreau să vă întreb, ca studii poate să fie cineva care are o facultate de management la bază sau această acreditare se primește și de către cei care au o altă facultate? Nu. Deci la acreditarea de management de proiecte nu cred că e o condiție. Trebuie să aibă studii superioare, clar. Asta e clar, dar nu cred că sunt legate dacă să aibă studii economice, tehnice sau alte studii. Am înțeles. Da. Luăm pasul de publicitate și revenim cu discuția în platou. Rămâneți cu noi!